Parma, care nu mai seamănă deloc cu Parma Lui cu Adimut. care am și aceea și cea cu care am luat eu legătură prin fotbalul italian, Parma lui Buffon, Asprilia, Minotti, Bonarigo și ceilalți, Zola, Crippa. E o situație complicată în care trebuie să faci deosebirea dintre rentabilitate și valoare. Deocamdată se face des, se fac mai multe confuzii. Se face confuzia între popularitate și valoare, asta la gale de actori, unde de fiecare dată un actor foarte popular este considerat mai valoros decât un actor mult mai valoros, dar mai puțin popular. Aici, deocamdată, e confirmată rentabilitatea transferului pentru FCSB. Posibil și pentru Man, pentru că bănuiesc că are un contract bun, mult peste ce ar avea aici. Valoarea urmează să o constatăm sau nu, să sperăm că o să o constatăm. Deocamdată, campionatul italian are rigori nebănuite încă de campionatul românesc, la care campionatul românesc n-a ajuns, poate doar cu gândul. Campionatul nostru are câțiva ambasadori acolo, puțini, dintre care doar unul este rezistent, e Ștefan Radu la Lazio, și în rest sunt fie eșecuri, fie transferuri în salbă, fie tatonări. Nimic mai mult. Fie două, trei meciuri mai slabe și pe urmă împrumut. Man are multe condiții, bifează multe criterii de performanță. Are vârsta optimă, este un jucător laureat la ora asta, la noi în campionat, în ograda noastră. Bănuiesc că are poftă de afirmare și pare un jucător care e capabil să gândească cu mintea lui. De aici încolo însă intervin complicațiile. Intervine armătura tactică în care se îmbracă mai toate meciurile din Italia și e de văzut cum va interioriza Man principii tactice după ce a stat la UTA și la FCSB. E de văzut cu ce viteză. Va trebui să aibă și viteză. Va trebui să aibă un burete foarte bun cu care să absoarbă ce îi se spune. Va trebui să se cupleze pe lungimea de undă și a antrenorului și a coechipierilor și să-și însușească limbajul. Nu doar limbajul fotbalistic, să intre într-o cultură care este străină. Aici poate că ar reuși să poarte niște discuții cu oameni care au stat în Italia mult, de tipul Adrian Mutu, de tipul Radu Ștefan, de tipul Tătărușanu, oameni care îi pot spune câte ceva despre acomodare cu toate aspectele ei. Altfel, să vedem, Parma într-o situație delicatissimă la ora asta și în cazul păcătos pentru Man în care ar retrograda, nu știm ce se poate întâmpla cu el.